deschid ușa, simt aroma vopselelor și a terebentinei. Azi, de pe drum, m-am gândit că o să lucrez la muza adormită. Am ajuns la partea în care trebuie să lucrez la, să deschid un pic culoarea pielii. O să folosesc un galben ocru, probabil niște roșu, un pic de alb să deschid. O să lucrez și cu cuțitul și cu pensula. Și acum e timpul să trecem la treabă. Mă numesc Buzea Flavius Tiberiu, am 33 de ani. Sunt student în anul întâi la Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest Timișoara. Pasiunea mea pentru pictură a început acum mult timp. Cred că am continuat joaca de copii cu acuarelele din copilărie. Eu am dus-o la un nivel mai, să zic, am continuat-o. A fost o provocare și o plăcere în același timp. Am avut de-a lungul timpului, îmi amintesc cu mare plăcere de un eveniment în premieră la care am putut să particip, adică împreună cu Gina Dragomir, artist plastic, am pictat împreună o pânză de dimensiuni mai mari, 1,70 m pe 1 metru. Și în același timp am fost urmăriți de sute de oameni în timp ce pictam pe Facebook, pentru că evenimentul se numea Live Painting Show, deci așa. Ăsta a fost evenimentul care mi-a plăcut cel mai mult, experiență extraordinară. Printre alte evenimente și expoziții care, la care am participat cu lucrări, pe cea care mi-o amintesc cel mai mult, e prima mea expoziție personală, acum 5 ani de zile a fost, la Bastion s-a ținut și atunci am reușit să-mi descoper pasiunea mea pentru emoția umană, care se vede în lucrările, care în principal sunt figurative, sunt personaje care au tot felul de trăiri, să zic așa, atunci am reușit cel mai bine să le descoper sentimentele. Eu pictez în principal oameni, adică figurativ și animale. Despre viitor pot să zic o certitudine, de fapt un lucru care e sigur, că o să fiu tot aici în atelier, tot în fața șevaletului sau peretului sau așa. Pictura pentru mine e viața pe pânză.